Salut! 6.000 de abonați. Am atins o bornă istorică pentru canalul Pescuit și Natură și vreau să vă mulțumesc pentru asta. Vă mulțumesc pentru vizionări, pentru comentarii, pentru încurajări, pentru sfaturi. Vă mulțumesc pentru tot. Chiar nu mă așteptam să ajung la 6.000 de abonați. Acum un an și ceva, când am început proiectul acesta Pescuit și Natură, nu mă așteptam să ajung la 6.000 de abonați pentru că aveam slabe vizualizări, aveam 100-150 de vizualizări pe videoclip, destul de slăbuți oricum. Mai ales că eu nu mi-am propus inițial să fac un canal de YouTube. Am achiziționat camera de la un prieten care mi-a vândut-o destul de ieftin. Mulțumesc Nicușor pentru treaba asta, că m-ai pornit așa în drumul acesta. El nu mai avea ce să fac cu camera, a luat-o, mi-a dat-o la jumătate de preț față de cum a luat-o el. Și eu am luat-o, am zis, băi, să-mi filmez partidele mele de pescuit, să le am așa peste ani, să mai mă uit la câte o partidă de-a mea, să, mai ales partidele acestea reușite, cred că e fain așa să le ai amintire. Și la o bucată am zis, văzut și pe YouTube, mai mă uitam pe YouTube la videoclipuri cu pescuit, mai așa, și am zis că, băi, să încep și eu un canal. Și am început Pescuit și Natură în Bucovina. S-a numit inițial canalul meu, după aceea l-am transformat în Pescuit și Natură. Și încet, încet am început să încarc tot videoclipuri pe YouTube. Iar așa, cu o chestie, ca o statistică, lunile septembrie și octombrie acum am avut cele mai multe vizualizări. Am avut peste 200.000 de vizualizări în ambele luni. Acum, spre sfârșit de octombrie, au mai scăzut puțin vizualizările pentru că nu am mai postat așa de des. Și acum, în noiembrie, deja au scăzut chiar destul de mult. Fac și unele griji în privința asta. Dar așa e cu YouTube-ul, sunt trenduri ascendente și descendente, nu fac mari griji. Vine acum sezonul rece, în care sper să postez măcar o dată pe săptămână. Nu știu dacă voi mai putea menține ritmul pe care l-am impus în această vară cu minim 2-3 videoclipuri pe săptămână, pentru că nu mai am timp efectiv. Deja s-a scurtat ziua, nu mai am timp. Asta, noaptea se face la ora 5 și eu la 4:30 ies de la muncă. Așa, în timpul săptămânii, când era vara, luam, ieșeam la 4:30, aveam sculele în mașină pregătite de acasă, două sandvișuri, plecam direct la muncă, plecam la pescuit. Nu o să mai pot să mențin ritmul ăsta în mod clar în sezonul rece, dar, cum v-am spus, măcar o dată pe săptămână, sper să pot să postez și eu. Odată cu această bornă istorică de 6.000 de abonați, am hotărât să fac și primul Q&A de pe acest canal. Așa că dacă aveți ceva întrebări legate de mine, dacă vreți să aflați ceva despre mine, să ne cunoaștem mai bine, lăsați întrebări la secțiunea de comentarii, iar eu voi face un video viitor în care voi răspunde la acele întrebări. Vă mulțumesc pentru vizionare, la revedere!